Fata lui tata. Fata lui tata. Uite, îți fac o propunere. Anul ăsta nu mai vreau să mă întâlnesc cu tine. Să te văd, da? În nicio ipostază, cu nicio ocazie. Mama, soția doamnă de București, soția lui tata, soții tot așa. Nici cu tine nu vreau să mai mă întâlnesc. Nici cu tata. Vă rog, eu. De ce vă rog? Să facem o ultimă încercare, dar de acum încolo o faceți cum zic eu. Tata, eu sunt bărbat matur. Păi și eu, cu anumite chestii de comportament, dar nici voi nu vă comportați. Atunci, vine Crăciunul, da? Frumos. Vă rugați la Dumnezeu să vă dea minte și lumină sau ceva. Vine Revelionul și oamenii își doresc niște lucruri de Revelion. Și poate schimbă să aibă o viață bună, treburile astea. E un fel de autosugestie. Ce ziceți de chestia asta? Și ne întâlnim până în ianuarie, așa, după religiile ortodoxe. E Sfântul Vasile, Sfântul Ion, astea, da? Parcă. Și atunci poate ne întâlnim și vorbim și noi. Dar nu la un pahar de vorbă cu tata, nu. Nici cu sormea la creștini ortodoxi, nu, că nebunește fata la pită. Nu vreau copii în preajma noastră, că s-ar putea să facem sudălmii. Dar cer și eu ceva de altă. E mult? Omenie?